saltare il mio sentiero ai Republic, tipo come si dice. Astoshkam, un no. Oh, what the fuck, c'è mai pro ever. Un no fell de Skywars, non mi. Nare nome di come Skywars. Se bune. Asta ce primesc eu prima dată. Asta e norocul meu din prima. Dacă pică era un creeper, mor. Adică mor în realitate. Zic așa ca să nu. Hai mă ne pică. What the fuck? D-asta e, cum se numește asta? Diorit d-asta. N-avem niciun fel de armură, avem decât un ghep al amurât. Vezi nimic, asta e chestul ăla foarte prost pe care l-am avut eu. What the fuck I'm doing with my life. Stăm aici și cum acest căcat. Data trecută am căzut ca un prost în void când eram full diamond. Și normal că n-am pus episodul, pentru că n-am de ce să-l pun și iar trebuie să filmez de 10 ori ca să-mi iasă un match. Vedeți, serverul ăsta nu are un plugin chiar așa ok, pentru că am pus un bloc și s-a despawnat imediat și a murit. Și aproape câștigam match-ul, mai erau 2 playeri. Adică v-ați dat seama atunci ce oftic am avut. Și acum n-avem nimic, adică pierdere, avem decât niște buzi de piele, what the fuck. Când ceilalți sunt full iron sau full diamond. Chiar. What the fuck. Fire resistance for 0 secunde. Cel mai tare lucru ever. Ever made fire resistance cu 0 secunde, frate. Îmi place asta. Măcar acum mi-a dat și mie un chestplate, fratele meu. Și acum pantaloni. Sabie și mai... E ok, nu am ce să zic. Iar diamond, e bine, e bine. Pantaloni, ăsta e frate. Și acum o cască și mă duc în centru. Trebuie să punem blocuri. Uite încă un bloc acolo de diamond. Pe bune, iar sabie. Hai să mergem și la ăla. Ce mă, uite un chest? Să luăm lemnul, atât. Și asta. Hai să mergem până acolo. Nu punem lemn, punem piatră. De asta avem noi, dar nu punem diorit ăsta. What? Fuck you. Ce mă? Ce-a fost asta? Poți să-mi explici și mie ce-a fost asta? Te rog. Se pare că prostul cred că a plecat. S-a stăt cu shift-ul. În cel mai rău caz. Fuck you. Sucker. Aș mânca ghepul, dar nu prea văd rostul. Unde mi-e toporul? Uite la aici, punem ghepul pe 5. Așa. Mai e prostul pe insula mea? Nu mai. Da, unde s-a dus? Mor, mă, țiganule. L-am rezolvat pe băiat. Așa. Faza e că nu avem cască, ceea ce poate fi fatal. L-am rezolvat pe băiat, am terminat-o. Frumos, elegant. Nimic pe aici. O cască, dar ar fi perfect dacă mi-ar da, dar nu o să-mi dea. Pentru că jocul este un rău. Hai să mergem până pe insula asta. Eu
Vici neva pe aici. Hai să luăm asta. Poate avem noroc de o cască, dar normal că noi nu avem noroc de nimic. Haide înapoi. Aici normal că nu-i nimica. Mai și acolo din asta. Nimica. Mâncare avem. Avem un pic. Dar trebuie să ne facem un arc, dar nu văd un crafting pe aici. Am încă sper și eu la o cască, dar nu o să-mi dea. Acolo nu cred pe nimeni. Am uitat să-mi pun Optifine-ul încă o dată, adică nu că ar fi prima dată. Uite acolo niște băieți. Modul ăsta Skywars mi se pare mult mai greu. Pentru că e mult mai complex și tot ce e mai complex e mult mai greu de obicei. Și când mă gândesc că aia era insula mea, cred, de pe care am pornit. Și am ajuns până aici. Am ciudat. Nu știu, pe aia ce armură, eu n-am mai nimic. What the fuck. Adică se poate să-l iau ușor, dar vreau să fiu defensiv. Adică să-l las pe ei să vină la mine. Nu văd pe nimeni. 5 player, 2 spectatori. M-aș mai băga să mine rest, dar nu... Poate mai găsesc un diamond, poate am noroc. Nu, nu mai găsesc nicio șansă, măcar. Mi-aș face un arc. What? Deci am luat damage? În fine, nu știu. Aici pe cealaltă insulă. Nu avem ce face. Măcar nu mai primăm pe aici. Chiar dacă în așteptarea noastră de a veni player la noi, nu cred că o să găsesc nimic. Nimic aici. Ce? A fost deschis chestul ăla. Acum cineva cred că e la spawn și lootează chiar în momentul ăla. Da, uite la acolo. Da. Nu știu ce se află în chestul ăla. Nu am deschis niciodată unul. Bețe. Și nu știu de ce a fost un mic frame drop. Danger PvP 100% român, iar. E bun, Danger PvP. Cine ce mai prin nume PvP decât un român? O să-mi spui și mie. Nimeni. Deci rezultă că ăla e român 100%. Cred că asta a fost insula mea. Ah, cream că mor și iar mă fac de râs. Oh my fucking. Am zis că mor. Dacă muream, cred că plângeam. Pentru că episodul ăsta cred că o să-l postez 100%. Pentru că am filmat de pe deja vreo de vreo 50 de ori. Nu 50 de ori, exagerez, vreo 20. Da, de 20 de ori sigur am filmat. Bă, ăsta e nebun, un asfalt diamond-ul. Te rog, cască. Pe bune tu, asta îmi dai dintr-un diamond. Un topor de diamond. Cine n-ai bă folosește aia? Vuți. Măcar e un upgrade. Uite aici în ce spate nu l-a văzut fraierul ăla. Ba da, l-a văzut. Nu avea cum să nu-l vadă. Ne riscăm să mergem până acolo? Ne riscăm cum să mergem? Nu ne riscăm, oricum punem episodul ăsta pentru că... M-a disperat modul ăsta de Skywars. Poate îmi dă un rectu, dar sper să nu. Nu mai știu ca Minecraft de mult timp. Ați văzut cum s-a desfăcut un bloc acolo? Așa, am putut și o dată. Nimica. Aoleu, aia sunt la spawn toți. Toți șmecherii sunt la spawn, eu nu. Pentru că eu nu sunt un șmecher. Pantalon de aer n-avem? Nu avem de... Mai băgăm din chestiile noastre pe aici și luăm ăstea. Măcar e un upgrade, cum am zis. Casa aia a luat foc, nu vreau să merg pe acolo pentru că eu sunt obișnuit să iau foc. Glumesc. O să mergem.
Înțeleg de ce scad așa rău frame-urile, eu câte un frame drop așa, uitați! Cred că are un plugin prost, pentru că ați văzut cum s-au despawnat și blocurile, asta rezultă un plugin prost. Damage resistance for 6 secunde. Cum ar putea să mă ajute? Și când, da, are un plugin foarte prost, server, să dai un... Uitați, vedeți? Ce dracu e asta? Scade așa la... Și nu pot să zic eu că am o problemă de la mie, pentru că nu am, pe, dacă intru pe Mindplex sau pe MKSG, pe MKSG nu am nicio problemă. Și nu pot să zic că e problemă de la mine. Ia-s full diamond, eu, pă, nici de-abia dacă sunt full iron. Aoleo, cu cine trebuie să mă bat? Lasă vine la mine. Ce mai pot să fac acum? Pe bune. Nu se știa cu Enderpearl, că îl bat dacă vine cu Enderpearl, sigur. Dacă văd că are lung cu un Enderpearl, fac. Bătaie. Oricum, cred că am o șansă să-l bat, adică... Știu câteva metode prin care aș putea să-l bat, dar... Da, avea să vină pe acolo. Și sabie de aia cu Fire Aspect, fuck you. Son of a... În fine, trebuie să-l omorăm neapărat pe tipul ăsta ca să pot să pun și eu un episod, să pun și eu episodul. Mamă, ce problemă am cu vocea, mă cac pe tine, mă cac pe tine. Aproape nu mai pot să vorbesc acum. E foarte nasol. Ce dracu faci, mă? Suși pula. Suși pula. E noob, e noob, e noob, nu cred că e noob. Da, deci e noob rău, dar bate tu armură de diamond cu armură de nici full iron. Adică nu poți să-mi spui mie că n-am jucat bine, pentru că a văzut cum a jucat tipul ăsta. Se vede că de-abia dacă făcea ceva. În fine, deci cam atât acest episod. Eu am fost iRepublic MC și dacă v-a plăcut, hai să apăsăm butonul de like. Pentru că la ultimul episod de The Forest am observat că nu prea s-au mai strâns like-uri și... nici vizionări. Așa că... Dacă nu să mai strângem like-uri nici la episodele astea de zi, cel puțin 4 like-uri sau 5 la un episod, nu cred că o să mai postez decât unul pe zi. Pentru că eu muncesc foarte mult să postez 2 episoade pe zi și voi nu mi-aprecia să mânca deloc. Adică nu este chiar așa ușor să faci asta. Și eu credeam la început când m-am apucat de YouTube că este foarte ușor să filmezi. Dar așa, dar nu este. Puteți să ziceți, ai Republic, ce mă, e foarte ușor să filmezi, să... Nu trebuie să filmezi și pui pe YouTube. Da, editează tu. Atâta, stai pe randat, las calculatorul la randat, atâta timp. Cât eu de obicei și la un clip ca asta randez cel puțin jumătate de oră. La un clip de 400 giga randez o oră. Și nu zic că stau 100 și ceva de minute ca să pună un clip de 40 de giga. 100 de minute, vă dați seama. Sau stau pe un clip ca asta, de exemplu, stau ca să aplaudeze vreo 50 sau 60. Adică nu este chiar așa ușor să faci YouTube. Deci de asta vă rog frumos să-mi apreciați și mie munca, pentru că... pentru că... Nu este chiar așa ușor să faci asta. Deci... Vă rog frumos să-mi apreciați și mie munca și noi o să ne vedem în următorul clip, care probabil o să fie de The Forest. Bine, pa!